Dragii mei, așteptăm cu mare nerăbdare aceea zi binecuvântată când vom merge să fim acasă cu Domnul. Pentru ziua aceea, biserica trebuie să se roage. Pentru ziua aceea, biserica trebuie să se pregătească. Pentru ziua aceea, biserica trebuie să fie într-o constantă așteptare. Și recunoaștem, pentru că noi cântăm despre aceasta, așteptăm aceasta, dorim aceasta și, desigur, în special în zile care sunt mai neplăcute, mai dificile, cum sunt acestea, parcă mai mult ca altă dată, dorim mai mult revenirea Domnului, așteptăm mai mult revenirea Domnului. De altfel, scumpii mei, așteptarea și dorința pentru ziua răpirii este una care a fost bine înscrisă în inima bisericii și biserica a așteptat de multă vreme acest lucru. Din ziua înființării ei, de altfel, a fost aceea dorință de așteptare ca Domnul să revină cât mai curând. Găsim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, despre o astfel de gândire care frații o aveau atunci. Cât privește, zice Apostolul Pavel, venirea Domnului nostru, Iisus Hristos, 2 Tesaloniceni 1:1, Iisus Hristos în ceasul la oaltă, la El, vă rugăm fierbinte să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Pentru frații din vremea aceea, privind la suferințele și greutățile care se întipăriseră în viața lor, privind la situațiile care le întâmpinaseră, s-au întrebat oare a venit cumva răpirea și am pierdut-o? Oare a venit cumva Domnul și n-am fost luați? Și au apărut fel de fel de întrebări și unii mai îndrăzneți au trimis epistole prin care au spus, da, fraților, sunteți în necaz deoarece Dumnezeu și-a luat biserica și voi ați rămas. Și frații au rămas foarte întristați. Și desigur dovedește, dragii mei, aceasta că biserica era într-o constantă așteptare să revină Domnul Iisus Hristos, cum ar trebui de altfel să fie și în ziua de astăzi. De-a lungul bisericii, de-a lungul vieții, biserica a fost întotdeauna prinsă de acest moment tare dorit, dar și foarte enigmatic, numit răpirea bisericii. Și desigur, pentru că mulți au dorit să vadă ziua aceea, unii au mers până acolo încât s-au încumetat să vină cu fel de fel de date care le-au conchis ei de unii singuri. Au venit și au spus că Domnul va veni în anul 1970 și ceva și n-a venit, alții au spus că vine în 80 și ceva și n-a venit, după aia în 2000 și n-a venit, în 2010, 2012, fel de fel de pronosticuri și vorbe care oamenii s-au încumetat să le facă. Dar toate acestea, de altfel, dragii mei, dovedind ceva, dovedind că biserica este în așteptarea, în dorința revenirii Domnului Iisus. Și fiindcă este un eveniment așa de enigmatic și așa de dificil, unii s-au temut cu privire la ziua aceea întrebându-se, oare dacă va veni Domnul la noapte, eu voi fi luat? Dacă va veni răpirea, voi merge și eu la Domnul? Și pentru unii devine o oarecare stare de anxietate. Oare dacă Domnul vine să-și răpească biserica, ce se va întâmpla cu mine? Și probabil că în zile ca acestea este cu atât mai binevenit acest subiect, pentru că unii se întreabă, realizând că se tot predică, se spune că vine Iisus, trebuie să stăm în picioare, să răbdăm, să nu ne lăsăm, s-a predicat de pilda celor 10 fecioare. Vorbind că vine Domnul Iisus, unii se întreabă, serios, oare dacă vine Domnul la noapte, eu voi fi luat? Și mi-am pus acest gând în inimă privind al Domnului Cuvânt, aș vrea să vorbesc în această zi foarte pe scurt despre caracteristicile celui răpit la răpire. Cum arată cel răpit la răpire? Desigur, nu intrăm în domeniul răpirii, pentru că aici am putea petrece multe ore și multe dezbateri care se ridică în sensul înțelegerii când, cum și în ce moment va fi răpirea. Și cum ziceam, unii s-au încumetat să meargă până acolo să dea date și au dat greș. Nu este scopul meu. Ci eu vreau să mă uit la altceva, dragii mei. Cum arată omul care va fi răpit la răpire? Pentru că eu vreau să ajung să prind răpirea și dumneavoastră ca și mine cred că veți la fel. Când va veni Domnul, când va suna trâmbița lui Dumnezeu, atunci împreună cu toți ai Domnului să ne întâlnim pe nori de slavă și să mergem acasă la Domnul. Nimeni nu vrea să rămână jos. Și atunci eu mi-am pus întrebarea, cum arată omul care va fi răpit la răpire? Caracteristicile omului răpit la răpire. Vedeți dumneavoastră, dragii mei, cartea 2 Petru este importantă pentru acest subiect, deoarece Apostolul Petru prevede din timp că vor veni anumite momente de erezii care se vor naște în viața bisericii. Și acestea vor avea un singur scop, să ducă oamenii la o stare de destrăbălare.
Amintiți-vă, dragii mei, despre faptul că în vremea Vechiului Testament au fost oameni numiți proroci mincinoși care, făcând fel de fel de trucajuri, au încercat să ducă oamenii într-o direcție neplăcută. Și-au dus poporul la idolatrie. Apostolul Petru ne spune, în norod s-au ridicat, în timpul trecut, proroci mincinoși. Și știți foarte bine, zice el aceasta, în istoria noastră avem multe exemple, zicea el, în care au venit proroci mincinoși să amăgească oamenii. Dar mai mult acum, cum și între voi se vor ridica învățători mincinoși. Și vor apărea fel de fel de oameni cu fel de fel de teorii și filozofii care vor căuta să amăgească oamenii, având o singură dorință, să-i ducă într-o stare de destrăbălare. Învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare și se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Se vor lepăda de cel ce i-a răscumpărat, vorbind aici despre esența mântuirii. Hristos s-a dat ca jertfă pentru noi, plătind păcatele noastre, spălându-ne la calvar și dându-ne o nădejde vie. Tot ceea ce facem noi, dragii mei, este în prezența, centralitatea Domnului Iisus Hristos, pe care noi îl binecuvântăm și îl mărim. Lăudat să fie Domnul! Totul ce face biserica revolvă în jurul persoanei Domnului Hristos. El este în centrul atenției noastre, de altfel, dacă El n-ar fi, noi n-am fi, dragii mei. Hristos în noi, nădejdea slavei. Lăudat să fie numele Domnului! Dar se vor ridica între voi, zice Apostolul Petru, oameni care vor căuta să aducă învățături mincinoase, să ducă oamenii înspre erezie. Și zicând aceasta, Apostolul Petru a dat câteva sfaturi. Noi am spune, aceleași sfaturi le auzim de ani de zile. De când a venit la Sfânta Pocăință, tot aceleași predici le-am auzit. Dar îmi place așa de mult ce spune Apostolul Petru, parcă anticipând această problemă noastră, în versetul 12 din capitolul 1. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care le aveți. Păi dacă le știm, Petru, de ce ni le mai spui? Pentru că aveți nevoie să vă tot reamintiți, ca nu cumva să fiți furați la un moment dat de învățături străine. Mergând mai departe, Apostolul Petru, eu mi-aș dori ca și după moartea mea, ce v-am scris, ce v-am dat să recitiți, ca să vă tot aduceți aminte de aceste adevăruri fundamentale ale lui Dumnezeu. Și acelea sunt, dragii mei, că Dumnezeu ne-a dat o sfântă pocăință și ne cheamă să trăim în sfânta pocăință. Dar vor apărea acești oameni, dragii mei, care în contextul, în special vremii din urmă, se vor numi învățători mincinoși. Și ce vor face ei? Versetul 2. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Și din pricina lor, calea adevărului va fi vorbită de rău. Și apar mai nou fel de fel de mișcări eretice de-a dreptul care propagă învățături blasfemietoare, dragii mei. Sunt lucruri care mie personal, ca și slujitor al Evangheliei, mi-e rușine față de dumneavoastră să le rostesc de la amvon. Idei care unii le-au inventat, dar ei le predică public și sunt live. Și sunt încă unii care îi ascultă cu multă plăcere, că doar ăștia sunt predicatori de elită, oameni extraordinari. Și dacă te uiți la esență și te uiți la ceea ce se întâmplă, te sperii de altfel, pentru că în conținutul învățăturilor lor este ceea ce spunea Apostolul Iuda, oameni care schimbă în desfrânare harul Domnului nostru Iisus Hristos, au adus această dorință de împlinire a senzualității, a păcatelor trupești și au înglobat acest lucru în învățătura așa numită biblică. Este o mișcare care a început în America, a ajuns până și în România. Nu există prea multe documente doctrinare a acestei mișcări, dar la un moment dat, pentru că frații au sesizat că este o problemă și a început să prindă rădăcini chiar de frații noștri penticostali din România, unii au început să abordeze subiectul luând cu asalt această erezie care a apărut și au documentat de ce este eretică. Mergeau oamenii aceștia până acolo să spună că Domnul Iisus se bucură când noi păcătuim, pentru că El de fapt trăiește prin noi păcatele acelea. Gândiți-vă, dragii mei, ce prostii inventează unii oameni. Și unii zic, ăștia sunt învățători de elită. Și am auzit unii frați care, din nefericire, fiind furați și ademeniți de această frumusețe exterioară a acestor învățături, zic, păi uite ce învățătură pune omul ăsta, uite ceva nou, ceva plăcut, voi n-ați spus în viața voastră așa ceva.
Pentru că, dragii mei, dacă noi predicăm ceva, predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea Apostolul Petru, dacă vorbește cineva ceva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Doamne, ajută în aceasta! Acest cuvânt, dragii mei, e adevărat că e de 2000 de ani, dar nu se învechește, pentru că este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Și dacă îl tot citim și îl recitim și îl recitim, niciodată acest cuvânt nu se va învechi, pentru că este cuvântul veșnic al lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului! Și de aceea spunea Apostolul Petru, eu trebuie să vă scriu aceste lucruri, chiar dacă le știți, că e bine să vi le reamintiți. Și în același sentiment, Apostolul Pavel spunea, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, dar vouă? Vă sunt de folos. Pentru că la un moment dat se poate să uităm ceva ce am auzit. De aceea, dragii mei, am citit Biblia de multe ori, dar o mai citim și o recitim și o recitim ca să rămână întipărit în mintea, în inima, în Duhul nostru, cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Și Apostolul observă că vor veni acești oameni cu mișcări eretice. Care e scopul lor? Versetul 3. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Dar osând ai paște de multă vreme și pierzarea lor, nu dormitează. Vor căuta să câștige ceva din bunul vostru, prezentând ceva fastuos și dacă puneți în contul lui Dumnezeu, zic ei, va veni înapoi cu atât mai mult pentru voi. Și fel de fel de mișcări ciudate, precum această Evanghelie a Prosperității, în care oamenii și-au dat averile cu speranța că vor deveni bogați peste noapte, pe ce? Pe contul lui Dumnezeu, măcar că spunea Apostolul, în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri. Și observați între noi câte situații, câte greutăți, câte momente dificile apar, câte lacrimi se varsă, dar toate acestea cu o singură nădejde și speranță. Într-o zi vine Iisus Mântuitorul, ne va duce acasă și va șterge El orice lacrimă de pe obraz, dragii mei. Ei bine, vorbim despre aceea revenirea Domnului Iisus și în contextul acesta Apostolul spunea că apar acești oameni. Dar să știți ceva, zicea el, vor avea o pierzarnă prasnică. Judecata lui Dumnezeu îi gata să vină împotriva lor. Și face apel Apostolul Petru la trei situații care le exemplifică să dovedească cum vine judecata lui Dumnezeu. În primul rând, apelează la lumea angelică, în versetul 4, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Dumnezeu n-a cruțat îngerii care au păcătuit. Întrebare, ce au păcătuit acești îngeri? Desigur, aici putem intra în fel de fel discuții care în teologie încă sunt dezbătute și până aici nu s-a ajuns la un consens. Tocmai de aceea Petru nici măcar n-a detailat ce s-a întâmplat în momentul acelei păcătuiri. Știm măcar îndeajuns că într-un moment galactic a fost o luptă a celui rău să se ridice pe muntele lui Dumnezeu și a tras cu el o parte din îngeri. Zice în Apocalipsa 12 că balaurul trăgea cu coada lui a treia parte din stele, reprezentând îngeri. O parte din lumea angelică a căzut în aceea luptă, dacă vreți, împotriva lui Dumnezeu. Și acești îngeri căzuți, unii în special din ei, sunt ținuți în locul numit Tartarus, în locul de chin, de judecată, până vine judecata finală, când vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă. Și dacă Dumnezeu n-a cruțat acești îngeri care au văzut fața și totuși s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu, să știți că într-o zi vine judecata. Și este un prim apel care Apostolul Petru spune. Observați, dragii mei, Dumnezeu va judeca pe cei ce se dau în lături de la ceea ce Dumnezeu ne-a trasat ca și cale. A judecat Dumnezeu îngerii. Dar mai mult, Dumnezeu judecă chiar și lumea umană. În versetul 5, dacă n-a cruțat El lumea veche ce a scăpat pe Noe, pe acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. În lumea veche, pentru că s-a ajuns la un moment în care Biblia spune pământul era plin de silnicie, plin de violență, de răutate, de ură, de omor, s-a stricat orice făptură. Și în momentul acela Dumnezeu a rostit judecata, a venit potopul și a nimicit tot ce era pe fața pământului, dovedind că Dumnezeu, măcar că este pe tron și are îndelungă răbdare, vine o zi
când Dumnezeu va judeca în dreptate. Și aceste judecăți primordiale dovedesc, dacă vreți, faptul că încă într-o zi Dumnezeu va judeca întreaga omenire. Și merge mai departe, a mai face un apel apostolul Petru, în versetul 6, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Să știți, dragii mei, că cei ce își permit să trăiască în nelegiuire, în păcat, într-o zi se vor întâlni cu pedeapsa lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu a condamnat aceste cetăți grav de păcătoase și le-a nimicit, dovedind Dumnezeu că Dumnezeu nu glumește cu păcatul. Într-o zi Dumnezeu va veni și va judeca lumea după dreptate. Dar în contextul acestei expuneri, apostolul Petru face o notă foarte importantă. Totuși, din contextul acestei prăpădenii a judecăți divine, Dumnezeu a scăpat pe un om pe nume Lot. Și aici aș vrea să privim la caracteristicile celui răpit la răpire. Pentru că, vedeți dumneavoastră, această ieșire a lui Lot, scoatere, dacă vreți, forțată a lui Lot din Sodoma și Gomora, este o, dacă vreți, un prototip al răpirii care vrea să vină. Dumnezeu are într-o zi să-și reverse mânia peste acest pământ, ceea ce noi numim mânia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va pedepsi pământul și omenirea pentru păcatele comise, și spunea Domnul, va fi o zi de necaz, cum n-a fost de când a venit lumea și de atunci nu va mai fi. Va fi o zi de judecată divină a lui Dumnezeu. Ei bine, pe noi, zice apostolul, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Și noi aceea mânie a lui Dumnezeu nu vom prinde. Că vom prinde mânia neamurilor? Sigur, uitați că deja a început să se arate. Că vom prinde persecuții? Biserica de 2000 de ani trece prin persecuție. Dar aceea mânie în care Dumnezeu va pedepsi pământul, aia nu-i pentru biserica, aia pentru cei nelegiuiți, și Dumnezeu își va răpi biserica din acel context ca să nu ajungă în aceea răpire. Precum pe Lot l-a smuls din Sodoma ca să nu rămână în momentul când Dumnezeu va judeca nelegiuirea. Și dacă Lot a fost scăpat, m-am uitat la aceste trăsături ale lui Lot care ar trebui să reflecte și în viața celor ce așteaptă ziua răpirii. Caracteristicile celui răpit de la răpire. La răpire. În primul rând, dragii mei, versetul 8 sau versetul 7 ne spune: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot. Cei ce vor fi răpiți la răpire, dragii mei, sunt numiți oameni neprihăniți. Cei care vor să fie răpiți la răpire, dragii mei, trebuie să fie oameni neprihăniți. Am spus de multe ori și am explicat faptul că neprihănirea este de fapt conduita vizibilă a sfințeniei. Dumnezeu este sfânt în veci de veci. Și din sfințenia lui Dumnezeu emană această natură divină care a creat standardul lui Dumnezeu. El se reflectă în legea morală a lui Dumnezeu. Toate aceste componente ale legii morale, să nu furi, să nu minți, să nu înjuri, să nu curvești, toate aceste lucruri reflectă imaginea caracterului lui Dumnezeu. El este sfânt. El este întru totul pus deoparte. Și Dumnezeu ne cheamă ca și noi să fim sfinți precum Dumnezeu este sfânt. Ei bine, cum se știe că cineva este sfânt ca și Dumnezeu? Răspunsul este prin conduita neprihănirii. Neprihănirea înseamnă aceea conduită, aceea viață, acel stil de viață, lifestyle, zicem noi, acel stil de viață care reflectă sfințenia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este sfânt, cei care sunt sfinți ca Dumnezeu vor umbla în neprihănire. Nu-și vor permite lucrurile păcătoase. Și noi suntem chemați, dragii mei, să trăim în neprihănire. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Această neprihănire s-a părit în noi în ziua când am crezut în Domnul Iisus Hristos, Roman 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, fără fapte, care duce la credință prin credință. Dumnezeu dă neprihănirea prin credința în Iisus Hristos. Și în jertfa Domnului Hristos a creat contextul omului nou, care este transpus pe noi, în noi și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu ne sfințește. Mărit să-i fie numele! Omul care va fi răpit la răpire este omul neprihănit. Omul care are aceea viață schimbată de Domnul Iisus Hristos și care merge din zi în zi tot mai mult în această neprihănire.
Ne spune în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și în stare să mustre, să îndemne, să învețe, ca să dea omului Dumnezeu înțelepciune în neprihănire. Și dacă vreți, dragii mei, să umblăm în neprihănire, hai să deschidem al Domnului cuvânt. Știți că avem probleme în ceea ce înseamnă conduita vieții noastre, în comportamentul nostru, pentru că nu mai citim al Domnului cuvânt? Apar fel de fel de întrebări. Este păcat să? Este păcat să? Este păcat să? Dacă ai deschide Sfânta Scriptură, ai vedea că este păcat să. E scris negru pe alb. Dacă vrei să știi cum să te comporți, cum să vorbești, cum să te îmbraci, cum să faci, dragii mei, asta scrie în Sfânta Scriptură. Doamne, scrie noi cuvântul Tău. Omului Dumnezeu răpit la răpire va fi omul neprihănit, care are o relație cu Domnul Hristos, care se hrănește din Sfântul Cuvânt, care sporește în neprihănire. În primul rând, dacă vreți să vedeți răpirea, dragii mei, împreună cu mine, hai să trăim în neprihănire. În al doilea rând, dragii mei, omul care va fi răpit la răpire este omul care se întristează când vede păcatul. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați. Eu îmi pun o întrebare, dragii mei. Cât de mult ne deranjează pe noi păcatul care se arată în jurul nostru? Știți că evreii au mers către Canaan cu Egiptul în inimă? Le-a promis Dumnezeu că îi va duce într-o țară unde curge lapte și miere. Așa ceva nu văzuseră în viața vieților lor, nici măcar în vis. Nici măcar pe Facebook nu au văzut așa ceva. Ei nu știau ce înseamnă lapte și miere. Dar Dumnezeu le-a promis că îi duce acolo. Și în timp ce mergeau înspre lapte și miere, la ce se gândesc evreii? La casta vieții din Egipt. Băi, ei am mâncat. Nu știm cum e laptele și mierea. Dar castraveții au fost buni. Au fost dieta, am pus un pic de sare, au fost bunicei. Mă, au fost buni aia. Ne-ai dus aici, Moise, uite că murim de foame, ne sete. O fi și lapte și miere unde ne duci tu, dar până acolo e greu. Și merg oamenii către cer cu lumea în inimă. E adevărat că vrem să vină Domnul. E adevărat că vrem să fim acolo în împărăția Lui, cântându-i slavă, laudă cu îngerii, cu sfinții. Dar știi ce fain era când eram noi în lume? Mergeam la petreceri, cântam, dansam, ne-am pocăit de alea, sigur, ne-am pocăit de ele, da? Băi, erau vremuri tare interesante, era o horă din aia faină, o cântare veche. Știți că uneori și noi gândim, dragii mei, tot la ceea ce am lăsat în urmă și mergem către Dumnezeu, către Rai, cu gândul tot în urmă la ce am lăsat. La un pahar lăsat odată, la un dans, la o muzică, la o vorbă, la o glumă. Doamne, sfințește inimile noastre! Pentru că omul care va fi răpit la răpire este omul care se întristează de viață destrăbălată. Eu când mă gândesc la greșeli de unde m-a scăpat Dumnezeu, mă gândesc cu atâta uimire cum Dumnezeu a avut milă de mine să-mi salveze viața. Și mulțumesc Domnului, n-am avut acele experiențe a unor oameni care au trăit propriu-zis în lume, care să intre în multe păcate. Dar pentru mine și ale mele au fost grele. Da, mai păcate grele, dragii mei. Dumnezeu ne-a scăpat de la moarte, mărit să-i fie numele. Ne-a spălat de păcatul vechi, ne-a dat o nădejde, ne-a dat un viitor, ne-a îmbrăcat în hainele mântuirii. Cum să ne mai gândim noi la ce era odinioară petrecerea, paharul, vorbele și glumele? Cum să gândim ca și tineri care poate ați crescut în adunare ce palpitant ar fi să fii la o petrecere cu colegii de la facultate? Ei dansează, glumesc, râd, beau, vorbesc. Ce fain în contextul lor. Cum să ne gândim la așa ceva când noi avem un viitor și o nădejde? Știți că omul care va fi răpit la răpire, dragii mei, este omul care se întristează când aude de păcat și de rău. Dumnezeu să înscrie noi acel sentiment în inimă. Spunea Apostolul Pavel în Roman 12 cu versetul 9, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Dragii mei, când auzi de păcat, când auzi de pahar, când auzi de lucruri necurate, de păcate rele, să-ți fie groază, se ridică părul pe tine, zici, vai, parcă simt focul iadului, dispar de aici, așa ceva, eu nu fac. Eu sunt copilul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Omul care va fi răpit la răpire este omul care se întristează de viața păcătoasă. Și în al treilea și în ultimul rând, dragii mei, omul care va fi răpit la răpire este omul care se dezice, dacă vreți, de spațiul mediatic al acestei lumi. Versetul 8. Căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite.
E bine, hai să-l traducem în contextul vremii secolului 21. Gândiți-vă, dragii mei, că el vedea și auzea faptele lor necurate în fiecare zi. Ieșind pe stradă, vedea necurății, murdare, imoralități, păcate, curvii, ferească Dumnezeu ce era în Sodoma și Gomora. Auzea înjurături, vedea lucruri râte, astea le vedea și le auzea în continuu. Știți ce înseamnă asta pentru noi în anul 2021? Asta se numește mass media. Deschizi televizorul, deschizi Facebook, deschizi Instagram, deschizi toate platformele, deschizi filmele și Hollywoodul și toate aceste lucruri le vezi acolo. Și acum eu revin și pun o întrebare, dragii mei, pentru că unii întreabă, na, ce frate, chiar așa un păcat să uiți la un film? Și dacă eu spun că e păcat, frate, spun, ești legalist, vai de tine, tu nu ai parte de har și de rai. Hai să vă spun o întrebare, dragii mei. Eu am înțeles că este păcat să bei și să te îmbeți, pentru că asta este destrăbălare. Dumnezeu ne cheamă la o viață plină de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E păcat acest lucru. Și atunci eu mă întreb, cum îmi permit eu care nu beau să mă uit la scena unor oameni care beau, dacă eu nu beau? Eu am înțeles că este păcat să trăiești în imoralitate. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, unde trăiește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Niciun act necurat, niciun lucru necurat să fie noi. Să vă feriți de curvie, zice Sfânta Scriptură. De imoralitate sexuală este cuvântul acolo original. Să vă feriți aceste lucruri. Și dacă eu mă feresc de ele, cum mă uit la ele pe micile ecrane, la ceea ce fac oamenii? Și o râd încă, că e un film, e oricum e așa, e numai ceva preînchipuit. Dar dacă eu sunt împotriva păcatului, cum îmi asum să mă uit la ceea ce înseamnă păcat? Observați, dragii mei, omul care va fi răpit la răpire este omul care se dezlipește de ceea ce înseamnă păcatul lumii acesteia. De a vedea și auzi lucruri nelegiuite, Lot, care nu se putea ascunde, își chinuia sufletul. Și noi mâncăm popcorn când ne uităm la un film. Nu ne chinuim sufletul, nu plângem, nu ne tânguim de păcat. Noi mâncăm un popcorn, că e frumos. Așa se face când stăm și ne uităm la Netflix. Observați, dragii mei, că Dumnezeu ne cheamă la o viață sfântă în toată trăirea noastră. Fiți sfinți, zicea Domnul, că eu sunt sfânt. Și am ajuns la înțelegerea în timpul creșterii mele, dragii mei. Nu că am crescut sub niște frați legaliști și înapoiați. Nu că m-au crescut niște oameni care au avut idei foarte înapoiate, ci citind al Domnului cuvânt, privind la ceea ce se întâmplă și din experiențele cu Duhul Sfânt, eu am înțeles din toată inima că Dumnezeu vrea sfințenie absolută, dragii mei. Și nimica din ce este necurat în lumea asta nu se poate amesteca. Și dacă vreți argument, citiți 2 Corinteni capitolul 6. Observați ce spune acolo Sfânta Scriptură. Cum se împacă întunericul cu lumina? Cum se împacă Hristos cu Belial? Cum se împacă necurăția cu sfințenia? Nu se pot împăca. De aceea zice Dumnezeu, ieșiți din mijlocul lor, nu vă atingeți de ce este necurat. Eu vă voi fi tată și voi veți fi și fiice. O, Doamne, sfințește poporul Tău! Vrem să prindem răpirea. Ne-e dor să vină Domnul Iisus. Și eu cred, după ceea ce a vorbit Duhul Sfânt, că nu-i departe momentul când va veni Domnul. Poate la noapte, poate în 2 luni, poate anul viitor, poate în scurtă vreme, nu știm data, că noi nu punem data, dragii mei, dar e aproape să vină Domnul Iisus Hristos. Eu cred că ceea ce noi trăim în aceste momente este strigare de la miezul nopții, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și ne-a scuturat COVID-ul, dezlipindu-ne ceea ce avem și am realizat că e posibil să pierdem avere, avuție, nume și multe alte lucruri și acum ne punem în balanță, oare se merită să mor pentru Domnul sau nu? Eu cred că vine Iisus Hristos cât mai curând, dragii mei. Și dacă vrem să fim gata pentru ziua aceea, să-L întâmpinăm pe nor de slavă, trebuie să fim oameni neprihăniți, Doamne ajută! Trebuie să ne fie groază de rău, Doamne ajută! Și să ne dezlipim de mizeria acestei lumi, că noi suntem oameni sfinți. N-ar fi frumos să deschidă Dumnezeu ochii bisericii, ca la robul Elisei odinioară, și să vedem vedenile sfinte ale lui Dumnezeu? Câte întrebări nu sunt între noi, să fac pasul, să nu fac pasul, să mă mut, să mă duc, să nu mă duc, câte momente avem de răscruce, dragii mei. Și noi ne uităm la lucrurile vremii acesteia, la politică și la Hollywood și la filme. O, Doamne, deschide-ne ochii să-ți vedem vedenile Tale, deschide-ne ochii să vedem tainele cerești. Dar dacă vrem să deschide Dumnezeu ochii, hai să ne curățim ochii ca să putem vedea ce vrea Dumnezeu să ne arate. Observați, dragii mei, asta înseamnă să fii gata pentru răpire. Versetul 9. Asta înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cu cernici
adică oamenii evlavioși cu inimă după Dumnezeu, și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Dar e adevărat, teologia lor ăștia sună foarte atractivă. Poți să faci ce vrei, poți să te îmbraci cum vrei, poți să mergi unde vrei, poți să dansezi, să înjuri, să bei, să faci orice vrei tu. Și Dumnezeu tot te iartă și te iubește, că Dumnezeu n-are ce face altceva decât să ne ierte pe noi păcătoșii. Așa zic unii oameni. Și pare foarte atractivă această pocăință, dragii mei. Măcar că nici pe departe nu este pocăință. Dar știți ce se întâmplă? Cei care merg după ei vor merge unde merg ei. Știți că în ziua când a murit Core, Datan și Abiram, spune Sfânta Scriptură în numere 16, că au murit Core și toți ce erau împreună cu ei. Știți că cei ce merg pe astfel de cărări vor merge acolo unde merg cei care îi conduc înspre acolo? Dar cei ce vor să meargă pe cărările neprihănirii, îl vor vedea în slavă pe Dumnezeul slavei, care ne-a mântuit și a murit pentru noi, să ne curețe de păcat, dragii mei. Aici este problema fundamentală a vremii în care noi trăim. Noi ne-am obișnuit să tratăm viața cu Dumnezeu ca un fel de hobby. Cineva îi place să gătească, altul îi place să facă curat, altul îi place să joace fotbal. Și ăla este un hobby. Mergi, îl faci și vii acasă. Așa gândesc unii că și biserica. Vin la biserică duminică, îmi fac datoria, cânt o cântărică, ridic mânuțele sus, dau slavă Domnului, pun un bănuț la colectă și mă duc acasă. Și lăudat să fie Domnul, mi-am făcut datoria. Ei, dragii mei, eu am înțeles că Dumnezeu ne cheamă la o relație vie cu Dumnezeu viu și lucrător. Un creștinism care nu se poate dezlipi din viața noastră. Pe mine nu mă poți dezlipi de creștinismul meu, precum nu mă poți dezlipi de identitatea mea ca om. Pentru că asta înseamnă să fii născut din nou. Puneți astăzi întrebarea, ai avut aceea experiență cu Dumnezeu? Când Duhul Sfânt a pătruns în inima ta, când te-a convins de păcat, când Dumnezeu ți-a înscris în minte legea Lui și cuvântul Sfânt, când ți-a dat un viitor și nădejde, când a pus bucuria mântuirii în tine și de atunci până acum inima clocotește tot mai mult și spune, vino Doamne Iisuse! Oare avem acest sentiment? Dumnezeu să ne sfințească! Dumnezeu să ne ajute, dragii mei! Și vreau să vă spun, dacă vreți să prindem răpirea și să fim gata pentru răpire, să fim oameni neprihăniți, să urâm ceea ce este rău și să ne dezlipim de mizeria unei lumi căzute în păcat și să-L așteptăm pe Domnul Slavei care într-o zi ne va duce acasă. Amin.